Bine ați venit la BizPower! Mă bucur să ne revedem la un nou episod în care să vorbim despre bani și despre putere, dar mai ales despre business. Și în episodul de astăzi o să vorbim, cred că, despre un subiect care o să vă placă foarte mult, despre cum faci marketing și comunicare la cea mai importantă bancă din România în acest moment, alături de unul dintre cei mai mari și cei mai buni profesioniști și practicieni din domeniu, Sergiu Mircea, directorul de marketing și comunicare al Băncii Transilvania. Bine ai venit, Sergiu, și mă bucur să te am alături la emisiune! Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație. Cum este să faci marketing bancar? Știi că toată lumea când intră în acest domeniu, comunicare, marketing, visează că faci marketing pentru un love brand, pentru un brand care să fie foarte atractiv, pentru, știi? Totuși, în domeniul bancar, așa este? Sau este mai greu? Mie mi-ar fi foarte greu să compar cu alt brand sau cu altă industrie, pentru că fac marketing, mă rog, marketing, comunicare și alte lucruri pentru Banca Transilvania de 21 de ani, eram student. Mulți înainte, mulți înainte. Deci mi-e relativ greu să compar cu ceva ce nu știu, dar pot să-ți spun că noi cred că am ieșit, sper cel puțin, sau asta credem noi despre noi, că am ieșit din categoria noastră. Am ieșit destul de mult și nu simțim că ne batem într-o categorie în care luptăm pentru niște clienți captiv sau pentru niște clienți bancari la mod general, ci luptăm în piața liberă. Cred că asta se și vede în rezultatele pe care le are BT, pentru că suntem banca cu de departe cel mai mare magnetism din piață, banca care aduce clienți noi în fiecare lună, cam cât toate restul băncilor la un loc. Noi credem că am ieșit din categoria, adică nu simțim că e neapărat marketing bancar. Da, bineînțeles. Am vrut să punctez acest lucru tocmai pentru că noi facem topul directorilor de marketing și analizăm piața de marketing, după cum bine știi, de 25 de ani, cunoaștem foarte bine acest domeniu și noi ne știm de aproape de când ai început tu. Da, cred că da. Cam așa. Am văzut cât de mult a contat comunicarea voastră și aș vrea să te întreb, care crezi că sunt ingredientele pentru care BT a reușit să iasă din zona bancară și să fie un love brand în momentul ăsta? E o combinație de factori și marketing e doar un ingredient în toată rețeta asta. Cred că dincolo, sau ca să ies puțin, să facem un pas înainte, cred că contează foarte mult că suntem un brand local și am văzut și acum recent, fac o paranteză, am văzut recent s-a publicat un top al brandurilor, al valorii brandurilor bancare, top 500 bănci din întreaga lume. BT este situat foarte bine, ca și valoare, evident nu putem să fim între primele, pentru că sunt bănci foarte mari în lume, dar suntem pe locul 3 în lume ca și forță a brandului. Și cumva analizând în spate datele, pentru că sunt niște date incredibile, ne-am uitat să vedem de ce se întâmplă lucrurile astea și cumva acolo se vede destul de clar că brandurile locale au un avantaj față de brandurile internaționale sau care operează în zeci de țări. Deci evident localizarea ne ajută. Pe de altă parte, cred că ce reușește Banca Transilvania e să aibă un patriotism, zicem noi, un devotament și un engagement al colegilor mult mai mare decât alte branduri de bănci, decât alte bănci. Și lucrul ăsta e și ușor, sau e mai ușor de făcut atunci când crești. BT a crescut de când ne știm, de când știm banca, a crescut și asta înseamnă mai multe oportunități pentru clienți, mai multe oportunități pentru angajați și cumva toată lumea este mult mai engaged, mult mai implicată și își dorește să facă treabă. Evident, dacă e să ne uităm la partea marketing, probabil că sunt și acolo diferențiatori, lucruri pe care am reușit să le facem altfel decât alte companii. Probabil unul dintre ele că am ieșit de mult din logica unor campanii pregătite extrem de mult timp înainte și care merg pe mediile clasice, în campanii pregătite tactic cu câteva zile înainte și care merg mai degrabă pe mediile trending și pe ce e la modă în momentul ăsta. Voi sunteți prietenoși în comunicare, nu aveți acel limbaj de lemn pe care îl au, din nefericire, instituțiile bancare. Datorită industriei și reglementării. Exact. Și sunteți mereu foarte legați de prezent. Tot ce se întâmplă nou, voi știți și abordați subiectul și nu vă este teamă. Sunt foarte multe departamente unde oamenii, știi, trebuie să ia aprobări peste aprobări peste aprobări ca să vină cu un răspuns. Sunteți pe toate canalele sociale, sunteți prezenți la toate evenimentele și festivalurile, dar sunteți foarte
tactici, să spunem, pe zona de marketing și comunicare. Lucrați cu câte agenții lucrați? Știi că este întrebarea aia care vine. Normal, e banca numărul 1, are toate agențiile la masă. Probabil că și ea, probabil că e ceva adevărat dacă toată lumea zice. Pe de altă parte, noi facem foarte multe lucruri in-house. Avem o echipă destul de mare sau de cel puțin medie raportată în piață și multe lucruri le facem internalizate, inclusiv design, social media, PR, sunt lucruri pe care banca le face în întregime sau destul de mult internalizat. Ne-am dat seama de destul de cu mulți ani în spate că chiar nu aș vrea ca niciun client să cumpere un credit sau să ia un credit pentru că a văzut un outdoor cu o dobândă pe el în drum spre SDC. În primul rând, cred că ar trebui să aibă nevoie de altceva decât de un credit, ar trebui să aibă nevoie de o casă, de o mașină, de o amenajare. Și după aceea, probabil ar trebui să meargă pe încredere, să facă un research detaliat, să vadă care e banca care îi se potrivește cel mai bine. Și de aceea, noi aproape deloc în ultimii mulți ani, nu investim în reclamă de produs. Nu o să vezi niciodată la Banca Transilvania un outdoor cu dobândă pe el sau alte lucruri pur tranzacționale. Investim în a crește brandul, în a ne asocia cu alte evenimente, companii care au valori similare cu noi, oameni care au valori similare cu noi. Astfel ne creștem brandul și cumva vrem să fim în lista scurtă a celor care au nevoie de un credit, de alte produse bancare. Atunci când caută, sperăm ca produsul să-i convingă după ce au început să caute, nu să-i convingă outdoor-ul cu dobândă. Nu cred că mai sunt oameni atât de convinși doar cu outdoor în acest moment, sincer. Dar știi, dacă vezi și dacă stai și te uiți și analizezi piața, mai sunt companii care cred asta. Da. Ce înseamnă pentru tine succes în domeniul bancar? Succes ca și bancă e o combinație de mai mulți factori și tot timpul trebuie să te uiți la un time frame, la un interval de lung suficient de îndelungat, astfel încât să aibă relevanță. De ce zic asta? Noi, în definitiv, lucrăm cu banii acționarilor, dar lucrăm foarte mult și cu banii clienților. Și succesul pentru o bancă înseamnă atât un succes financiar sau în rezultate, cote de piață, vânzări pe termen scurt, cât și în faptul că trebuie să faci lucrurile astea la un mod extrem de responsabil, astfel încât să poți să fii 100% sigur de încredere și să nu fie niciun fel de surprize pentru clienți. Pe de altă parte, în Uniunea Europeană, în anul 2024, e foarte multă reglementare și sunt mulți stakeholder care se asigură de lucrurile astea, dar cred că succesul înseamnă să reușești să crești la un mod extrem de sustenabil și în care să inspiri încredere tuturor partenerilor, de la colegi, la clienți, la parteneri, că vei fi acolo și peste 10 ani și cred că asta a fost o mare parte din succesul Băncii Transilvania, că a avut angajați foarte loiali, foarte stabili, care au stat mult timp acolo și cumva care se uită la un orizont de câțiva ani în față. E povestea asta că trebuie să fie acționarii, managementul companiei băncii, pe termen suficient de lung, astfel încât tu să știi că te vei întâlni cu ei în lift și peste câțiva ani și să-ți fie rușine să faci prostii, să te comporți responsabil, pentru că altfel va trebui să le explici la următoarea călătorie cu liftul de ce nu au ieșit bine lucrurile. Bine, și în același timp știi cum e, că în ultimii ani s-a schimbat foarte mult paradigma. Trebuie să ai grijă de angajați. Da. Și trebuie să ai angajați și aceeași grijă cum o ai față de acționar, trebuie să ai și față de colegii tăi. Și sunt convinsă că nu e deloc ușor. Nu e ușor. Și aceea aș vrea să te întreb ce înseamnă pentru tine succesul, pentru că uite, tu ești unul dintre cei mai recunoscuți și cei mai buni profesioniști din domeniu. Cum crezi că ai reușit să ajungi în acest punct? Mă rog, poate că e un bias profesional, lucrez la bancă, prin urmare, bănuiesc că sunt risk advers, deci eu personal sunt extrem de diversificat, adică am un oarecare probabil succes și pe plan profesional, dar cred că am un succes destul de ok și pe plan personal. Sunt familist, am o comunitate largă de prieteni, cumva încerc să țin așa un echilibru, deci nu o să-ți spun nimic spectaculos în ceea ce vește succesul personal, nu
nu am un target să-mi iau un Ferrari sau alte lucruri de genul ăsta. Eu, revenind acum, cred foarte mult în autodezvoltare, în ambiție. Toți oamenii pe care, sau mare parte din oamenii cu care lucrez, sunt oameni extrem de ambițioși, mulți dintre ei poate chiar ușor înspre workaholici sau care tot timpul sunt conectați. Nu workaholici că dorm noaptea la birou, dar sunt tot timpul conectați și își iubesc ceea ce fac cu tot sufletul. Ambiție, dorință de a face treabă și cred că cel mai important să faci ceea ce îți place. Sună un altruism, dar dacă faci ceea ce îți place, o să fii fericit 24 de ore pe zi, nu doar cât ești acasă. Atât când erai mic, visai să fii director de marketing la o bancă. Ultima amintire pe care, cea mai îndepărtată amintire pe care o am despre asta e că la un moment dat mergeam cu trenul la facultate, făceam naveta, nu eram din de unde eram la facultate și mergeam și povesteam acolo colegii, deci eram probabil în anul 1 sau 2 la facultate și discutam fiecare despre ce am realizat și am zis ok, mi-ar place să lucrez în marketing ca să influențez, aveam așa o viziune atunci, ca să influențez opinia oamenilor. Cam asta e cea mai îndepărtată recentă cu marketingul. Nu cred că îmi doream ceva anume, dar îmi doream să am succes. Știi cum e, de regulă studenții își doresc și mă uit acum la generația tânără care la 14-15 ani deja își doresc să aibă succes și bani, mulți bani. Îți doreai și mulți bani? Cred că da, adică da, cred că da, e și un pic greu să lucrez în business, adică e o meserie vocațională, dar nu e așa de vocațională ca și cum ai fi medic sau da. Constructor de poduri. Prin urmare, lucrând în business, cumva cred că trebuie să fii pasionat și de business, să înțelegi măcar ce se întâmplă acolo și să-ți dorești succesul și pentru tine. Deci cred că da, e greu să răspund la întrebarea asta, dar cred că da. Voi trebuie să țineți pasul la zi cu tot ceea ce se întâmplă, așteptările oamenilor, schimbările din societate, tot ce se întâmplă în zona de comunicare. Cum faceți exact lucrul acesta? Cred că la o parte dintre noi, așa și mă uit și la colegii din management, dar și la colegii din marketing cu care lucrez, cred că avem o mutație genetică care ne cauzează la toți un FOMO, un fear of missing out total. Eu personal spun despre mine că dacă se întâmplă ceva undeva și eu simt că nu sunt acolo și ar fi trebuit, pe mine mă doare fizic. Adică eu, dacă e, păi chiar și ce faci? Petrecere. Pentru că n-ai cum, e imposibil să fii acolo. Sufăr. Nu știam că ești un om care suferă atât de mult. Cred că în jobul ăsta sau în general în business, ca să ții pasul cu lucrurile, trebuie să ai un fear of missing out, trebuie să-ți dorești să fii la curent și să suferi dacă simți că se întâmplă lucruri unde ai fi vrut sau ar fi trebuit să fii și tu nu ești acolo. Cred că e o condiție sau una dintre condițiile succesului. Sunt total de acord, dar în același timp mai devreme ai spus că uite, încerc să cauți o armonie, știi, și să găsești acel echilibru între viața personală și profesională. Cum reușești? Adică, sincer, sunt foarte mulți care spun că trebuie să găsești acest echilibru. Suntem total de acord cu toții. Dar uite, tu ești azi la Cluj, mâine la București, poi mine nu știu ce altă țară, tot timpul în ședințe. Cum reușești să găsești echilibru? În primul rând, nu știu dacă reușesc. Aici pot să-ți dau numărul soției să o întreb pe ea. Să vedem ce părere. Sper și eu că reușesc. Evident că mi-aș dori să am mai mult timp și am învățat de-a lungul timpului, adică am făcut mai multe MBA-uri. Îți dau un exemplu, am făcut mai multe MBA-uri și tot pentru că aveai mult timp. Pentru că aveam mult timp liber. Și la ultimul pe care l-am făcut, am învățat enorm de mult. Am învățat că trebuia să spun nu. Dar să știi că este cea mai mare regulă și cea mai importantă și foarte târziu ajuns să zici au, nu. Au venit oameni la mine și zice, vrem să facem ăsta, e super mișto, ți se potrivește, ești foarte potrivit, trebuie să-l faci. Și simțeam în sufletul meu că trebuia să spun nu, tocmai atunci se năștea al doilea copil, aveam foarte multe provocări la birou, cred că eram într-o fuziune, deci era haos din toate punctele de vedere. Și simțeam că trebuie să spun nu, dar evident am spus da. După aia a urmat 18 luni de nebunie, în care aveam școală tot la 6 săptămâni de joi, vineri, sâmbătă, duminică, de dimineața până seara. Trebuia să merg în Marea Britanie, deci era o complexitate totală și am zis, băi, trebuia să fi spus simplu nu, adică ai vrut să faci asta, de ce n-ai făcut-o?
Și am învățat să zic atunci nu. E destul de greu, pentru că îmi place și să stau acasă cu copiii seara, să le citesc povești. Pe de altă parte, mă doare fizic dacă nu sunt la București de acțiunea. Deci e complicat. Încercăm să o ținem într-un oarecare echilibru. Nimic nu e ușor. Nimic nu e ușor. Da. Cu toții știi, avem... Ajută acum faptul că, cumva, cred că în ultimii ani am învățat, au devenit mai socially acceptable că poți să faci lucruri de la distanță. Cred că până în 2019, de multe ori era greu, chiar și când știai că ai putea să rezolvi lucrurile pe telefon, să nu... Era rușinos. Da, trebuia să te întâlnești. Acum, dacă se poate rezolva pe telefon, cred că e mai social acceptable să rezolvi pe telefon. Și oamenii au început, vezi, și pandemia asta a adus niște lucruri bune. Au început să înțeleagă că e mult mai eficient și că nu trebuie neapărat să vezi. Da, adică... da. Și productivitatea a crescut în general. Adică dacă stau să mă gândesc la acum 20 de ani, trimiteam, nu știu, machetele cu semnate pe fax ca să, da. Să vezi... Adică, a crescut productivitatea muncii foarte mult. S-au schimbat enorm lucrurile în 20 de ani, dacă stai și te gândești. Pentru noi cei care știm, foarte, foarte mult și este o evoluție incredibil de bună. Ceea ce, cum să spun, contează foarte mult, în special pentru cei care spun, vai, în România nu se întâmplă sau în România nu se poate. Chiar se întâmplă lucruri frumoase la noi și suntem destul de aproape de, bine, la nivel de educație mai avem de recuperat, dar suntem aproape de cei afară. Voi, normal, sunteți un brand românesc, dar susțineți foarte bine toate brandurile românești și le ajutați să crească. Este o misiune a voastră? De ce avem nevoie de branduri românești puternice? E o nevoie foarte mare aici. Adică, și cred că în ultimii ani am învățat și noi să ne uităm cu mai multă mândrie, pentru că vedem că poate să apară un context în care trebuie să te descurci mai bine pe cont propriu, în care poate să apară lucruri neprevăzute și trebuie să te descurci cu lucrurile care sunt localizate. Ne avem așa, și o să încerc să sintetizez cât se poate de mult, ne avem cumva o teorie, o doctrină, în care spunem că sigur că e nevoie de implicarea statului și de investițiile statului ca noi să închidem gap-ul față de vestul Europei sau față de vest în general. Doar că e nevoie într-o măsură egală și de investiții private și băncile au rolul ăsta au o parte din rolul de a mobiliza capitalul, de a mobiliza investițiile private, de a pune bani ca să se facă investițiile astea. Adică, sigur că, ca să continui cu exemplu, e foarte important ca să avem un sistem de sănătate ca în vest, e clar că nu suntem acolo. Doar că asta are și o componentă privată, adică lucrurile astea se pot rezolva și cu o componentă privată și de multe ori am văzut că în România faptul că mediul privat a luat-o înainte a forțat statul să își grăbească și el ritmul. Și ăsta e un lucru important pe care noi îl simțim și pe care o să marșăm mult în continuare, am marșat cu el și să marșăm mult în continuare, adică faptul că susținând mediul privat tragem în sus întreaga țară și că nu se pot rezolva lucruri în România decât și cu investiții private. Bineînțeles, și cu capital privat. Nu poți să stai să aștepți, așa cum foarte mulți în continuare așteaptă să se întâmple să vină de la stat. Da. Nu se poate. Da. Și iată că lucrurile se întâmplă și se întâmplă chiar bine pe zona privată. Și așa cum ai spus tu, forțează și zona din urmă să vină, statul să vină. Ați lansat un nou program, nu mai știu dacă este nou, FIT. Da. Este o sală de sport. Ne-am stat, cumva suntem oarecum late to market, aș zice, în zona de educație financiară. Am făcut foarte multe lucruri, dar n-am avut un program mare. Și simțim în momentul de față că avem forța de a intra în zona asta și de a schimba jocul. Așa că am lansat FIT, nu e o sală de fitness, e finanțe pe înțelesul tuturor și simțim că în momentul ăsta suntem pregătiți ca să facem pasul într-o piață în care au fost alte bănci până acum, sau au fost mai mulți jucători până acum, doar că noi putem să schimbăm jocul. Asta e miza a ceea ce facem noi. Are foarte multe componente, adică e mai degrabă o umbrelă sub care intră alte programe,
ne uităm în special la tineri, adică cumva începem în cercuri concentrice și de acolo rezolvăm problemele și vrem să rezolvăm cu tinerii, cu elevii, cu studenții, chiar și cu copiii și după aceea, dacă o să reușim aici, în câțiva ani o să ne extindem în zona oamenilor ca și noi, oamenilor established, dar întâi o să insistăm în zona copiilor. Are multe componente și cumva scopul nostru, nu vreau să zic foarte mult de el pentru că găsiți informații dacă le căutați, doar că noi nu o să venim să dăm sfaturi din categoria nu cheltuiți bani. Nu știu, poate... Am auzit. Dacă vrei să-ți cumperi ceva, așteaptă 61 de zile. Da, nu asta o să spun. Adică nu o să spunem oamenilor să nu cheltuiți. Poate că sunt oameni care în momentul respectiv în viață trebuie să cheltuie bani. Adică, nu știu, au nevoie să investească, să se upgradeze personal sau să-și îmbunătățească locuința sau să investească în ei, în educație. Deci nu asta o să venim să spunem să nu cheltuim. Noi am vrea mai degrabă ca tinerii, copiii să înceapă să înțeleagă mecanisme de bază din zona financiară, din zona bancară, chiar dar mai degrabă din zona financiară. Ce e dobânda, ce e inflația, cum se influențează una pe alta, de ce atunci când e inflația automat vorbim, adică concepte oarecum de bază, dar să le învețe. Și după aceea se poate să ia decizii pentru ei în cunoștință de cauză. Adică nu vrem să zicem nu cheltuiți, cheltuiți, dar dacă ați constatat că înțelegeți. Știți că există și cuvântul faliment. Hai să vedem ce înseamnă. Hai să vedem ce înseamnă, exact. Da, cheltuiți, e bine, cunoștință de cauză. Da, e bine să învețe să înțeleagă și să cunoască aceste noțiuni, pentru că de foarte multe ori și cu toții știm acest lucru, ne întâlnim cu studenți care ies după o facultate, da, nu mă refer la copii și la școlari, sau la liceeni și nu au deloc aceste informații și se vede că nu au deloc o educație financiară și ai nevoie, pentru că e basic indiferent unde lucrezi. În viața de zi cu zi ai nevoie. Voi sunteți un analist final societății, pentru că na, știți foarte bine și ce se întâmplă, mai știți un pic și ce va urma, nu sunteți magi, dar sunteți un jucător important din piață. Cum vezi 2024? Noi nu suntem neapărat pesimiști, adică de obicei știm că la televizor ar trebui să spui lucruri care sunt mai degrabă pesimiști. Noi nu suntem mai degrabă pesimiști, suntem moderați, chiar ușor optimiști. În general, în viziunea băncii, România ar trebui să crească în mod cert peste media Europei, peste media zonei. Poate una dintre cele mai bine pregătite sau cel mai bine poziționate țări din Europa și din zona noastră. Sunt niște provocări de care ar trebui să ținem cont ca să nu ne ia nepregătite evenimente mai neplăcute sau mai care riscă să se întâmple și noi să nu fim pregătiți pentru ele, dar suntem relativ optimiști, cumva un optimism moderat. Putem să intrăm și în niște detalii macroeconomice, însă cred că cuvântul cheie e un optimism în care trebuie să fim pregătiți pentru lucruri neprevăzute. Cam asta e. Inevitabil se întâmplă fie că vrem, fie că nu vrem. Da. Unele chiar n-au legătură cu România, altele au strict legătură cu România. Avem niște avantaje foarte bune. Sunt niște domenii care au nevoie de investiții majore, în care sunt oarecumva amânate, sănătate, agricultură, educație, dar mă rog, educația e mai mult a statului, nu a privaților, dar sănătatea și agricultura sunt și private și acolo e nevoie de investiții ca să securizăm niște lucruri. Noi suntem optimiști, adică relativ optimiști. Așa să fie. Știi cum e? Sunt și alegeri, toată lumea speră că totul va fi bine și că n-avem parte de surprize. Vom vedea 2025, dar vorbim atunci. Da. Hai să ne bucurăm de 2024. Da. Ce sunt banii pentru tine, Sergiu? Ce sunt bani? Wow! Suferi după bani? Nu. Dar mi-aduc acum aminte ca să fac o introducere. O carte foarte mișto, scrisă de Harari, care a scris cărți mai degrabă filozofice și de istorie despre rolul oamenilor și a scris un buclet, o carte foarte subțire care se cheamă Money, pe care o recomand cine vă uitați și pentru copii și pe adulți. Eu am citit-o, mi-a plăcut foarte mult, am luat-o și copiilor, le-am citit-o și lor, e o carte,
E o carte foarte bună. Toate înțelesurile, toate înțelesurile bune. Mi-a și schimbat cumva percepția asupra rolului băncilor, adică pot să explic mult mai ușor rolul unei bănci, pentru că respectiva carte începe cu un exemplu arătând că pe vremea expedițiilor în care era Columb, Americo Vespucci, Vasco da Gama, ei aveau nevoie să facă pitching, adică fiindcă nu era o bancă de unde se ia bani, expediția respectivă trebuia finanțată, trebuia luat corăbii, provizii, plătiți marinarii și mergeau cu mâna întinsă, să zic așa, mergeau să facă pitch, cum fac în ziua de azi antreprenorii. Și era un proces foarte greu și nestructurat, pentru că dura 2-3 ani indieni să finanțeze expediția. Băncile au venit și au rezolvat o mare parte din problemă. E foarte frumos explicată și vă recomand. Revenind la întrebare, cred că banii sunt un... indieni sunt un vis care țin societatea stabilă așa cum e acum. Ei sunt o iluzie pentru că valoarea pe care o au banii e dată de noi și de modul cum percepem noi lucrurile. Dar în mod cert nu cred că am putea să vedem o societate organizată, structurată, liniștită, fără războaie, fără în care să poți merge în siguranță pe stradă dacă nu ar exista banii. O scară a ierarhiei care ține coloana vertebrală a societății. Bun, răi cum sunt, cred că au un rol mult mai important decât acela că ne cumpărăm haine sau mașini cu ei. Foarte frumos spus. Îmi place foarte mult cum ai dat această definiție. Timpul nostru a zburat, să știi deja. Îți mulțumesc foarte mult, este o bucurie ca de fiecare dată și o plăcere să ne întâlnim să vorbim. Cu siguranță ne vom vedea cât de curând, pentru că avem multe de vorbit. Mult succes cu tot ceea ce faceți. Mult succes cu FOMO, nu știu cum o să rezolvi și ce o să faci. Cred că o să fie foarte bună teleportarea când se va inventa și în viața reală. Și să ne vedem cu bine. Mulțumim mult și felicitări și vouă și baftă în continuare. Mulțumim. Sperăm că v-a plăcut emisiunea și sper că v-a plăcut emisiunea și invitatul de astăzi și cu mare drag ne revedem la următoarele ediții. La revedere!